doua ediție a Festivalului Național Cântarea României. Purtătorii cravatei roșii cu tricolor și-au exprimat prin mijlocirea artei dragostea nețărmurită față de Republica Socialistă România, față de Partidul Comunist Român, față de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au închinat imnuri comuniștilor din patria noastră, constructori ai socialismului, ai vieții fericite pe care copiii de la noi o trăiesc. Cântece luminoase și pline de entuziasm, dedicate prezentului efervescent, viitorului de aur pe care îl pregătește întregul nostru popor sub conducerea partidului, au fost prezente pe scenă în cadrul fazelor de selecție a formațiilor artistice pionerești. Așa cum au știut să muncească, să învețe și să înfrumusețeze școala, satul, orașul, natura, pionierii din Caraș-Severin, minunat colț de țară, au știut să aducă pe scenele festivalului mesajul artistic și dragostea lor pentru țară, pentru partid, pentru pace și fericire. Pionierii participanți la această emoționantă acțiune s-au dovedit a fi demni continuatori a tradițiilor de cultură, purtători a frumuseții folclorului, cântecului, dansului de pe Valea Bistrei, a Timișului, a Carașului, a Almajului. Cei mai buni dintre cei mai buni au avut prilejul să-și reprezinte colegii la etapa de zonă, prefață strălucitoare la faza finală. La Arad au fost prezenți pionierii județului Caraș-Severin. Faza finală a avut loc pe scenele a 5 centre: București, Sibiu, Drobeta Turnu Severin, Piatra Neamț, Timișoara. Manifestările artistice și frumusețea spectacolelor au atins perfecțiunea. În acest an, când va avea loc cel de-al 12-lea congres al Partidului Comunist Român, an când vom sărbători a 35-a aniversare a eliberării patriei, participarea pionieriei la cea de-a doua ediție a Festivalului Național Cântarea României a însemnat și înseamnă un înalt titlu de mândrie patriotică. Cea mai tânără generație raportează astfel partidului și celui mai drag părinte, tovarășului Nicolae Ceaușescu, succesele deosebite obținute la învățătură, în muncă, în însușirea celor mai noi cuceriri ale științei, urmărind în întreaga ei activitate, pe toate fronturile, cucerirea calității. Aceasta exprimă bogatul potențial artistic al pionierilor din județ, condițiile care li se oferă copiilor de a învăța și munci, de a-și manifesta plenar talentele. În climatul politic și social, de generoasă grijă față de om, pionierii, șoimii patriei, toți copiii județului Caraș-Severin se formează ca militanți fermi pentru socialism și comunism. Și de această dată, pionierii județului nostru au câștigat titlul de laureați. Corul de cameră al Casei Pionierilor și Șoimilor Patriei din Reșița, formațiile de dansuri populare ale Casei Pionierilor și Șoimilor Patriei din Reșița și Școlii Generale din Petroșnița, spectacolul de poezie și muzică al Școlii Generale din Marga. Tuturor laureaților, membrilor, ansamblurilor și instructorilor lor, calde felicitări! Cât despre flori, întreaga primăvară își dorie festivalului toate livezile și grădinile, înflorite acum pretutindeni.